Echipa ACS Poli Timișoara debutează în play-off-ul Ligii Secunde cu un meci pe teren propriu în fața celor de la Olimpia Satu Mare, grupare care a încheiat sezonul regulat pe locul 6. Chiar dacă jucătorii săi sunt considerați favoriți, antrenorul Dan Alexa spune că adversarul nu trebuie desconsiderat. Practic sunt 10 meciuri împotriva echipelor bune din seria noastră. Vor fi meciuri tari. Cu fiecare în parte am jucat de 2 ori. Îi cunoaștem destul de bine. Referitor la Satu Mare, este o echipă care ne-a pus probleme la ei acasă. O echipă cu jucători care au jucat în Liga 1, o echipă de experiență. Dar pentru noi este foarte important să începem bine. Pentru noi este foarte important să începem acest play-off cu 3 puncte. Pentru că fiecare victorie are o valoare mult mai mare decât ar fi normală. Ne apropiem de final, avem un avantaj de 6 puncte și începutul ne-ar da foarte multă încredere, pentru că, repet, ne așteaptă meciuri tari, nu va fi un meci ușor și este foarte important să câștigăm sâmbătă. Atacantul Pedro Henrique și fundașul George Neagu au revenit în lot după etapa de suspendare, însă vor lipsi Răzvan Trandu, Ovidiu Popescu, Kipri Liu, Nichi Ema și portarul Zmaranda din motive medicale. Juniorul Vlad Dragomir este exclus din lot de către conducerea clubului. Dar revanșa, sincer, eu știam ce meci mă așteaptă la Satu Mare. Din punctul meu de vedere, nu avem ce revanșă să ne luăm. Am spus atunci, a fost un punct câștigat. Și nu avem nicio revanșă. Nu ne trebuie cele 3 puncte. Este foarte important să păstrăm distanța de 6 puncte. Din păcate, nu, erau 9, nu vreau să mai aduc aminte. Sunt 6 puncte, trebuie să păstrăm distanța. Meciul ACS Poli, Olimpia Satu Mare, se dispută mâine de la ora 11 pe Dan Păltinișanu. După victoria din prima etapă, obținută pe teren propriu cu Steaua, RCM Timișoara va susține mâine primul derby al sezonului în deplasare cu campioana Știința Baia Mare. Pe lângă rivalitatea cunoscută dintre cele două forțe ruibistice, ambele echipe iau în calcul punctele din clasament. Bănățenii au mari ambiții la acest joc, mai ales că zimbrii n-au mai fost învinși pe teren propriu de mulți ani. Parțial este un citat din Winston Churchill. A zice că succesul nu este definitiv, eșecul nu este fatal. Curajul de a merge mai departe este ceea ce contează cu adevărat. Sunt sigur de faptul că trebuie doar să perseverăm pentru a cuceri. În sport, succesul nu este o permanență și nici o certitudine. Este un țel spre care trebuie să tindem. În aceste câteva vorbe, ca să spun așa, am încercat să sintetizez ceea ce a fost cu Steaua, ceea ce ne așteaptă cu Baia Mare și ceea ce ne va aștepta pe tot parcursul acestui an competițional, care se anunță, consider eu, unul cel mai dificil din ultimele 4 sezoane. Meciurile cu Baia Mare întotdeauna va fi o motivație în plus, cu atât mai mult cât jucăm și în deplasare. Știm foarte bine meciurile de acolo. Noi ne dorim foarte mult să reușim să avem o victorie în deplasare la Baia Mare. Dar v-am spus, vom face tot ce ne stă în putință să plecăm de acolo cu o victorie de pe terenul lor. You know, especially after a poor performance on Sunday, so we need a for this week we need to lift our standards. E mereu mare motivația. Orice joc ar fi, e unul dintre obiectivele noastre să câștigăm în deplasare. Nu cred că am câștigat acolo până acum. Am analizat jocul lor, sunt foarte bine organizați în apărare, buni șuteri în spate, trebuie jucat puternic fizic. Știința Baia Mare, RCM Timișoara, se dispută sâmbătă de la ora 11. După spectaculoasa întoarcere de rezultat din primul meci al campionatului, când au învins Bucovina Suceava pe teren propriu, jucătorii de la CSU Aurel Vlaicu Arad vor juca mâine în deplasare cu RCM Galați. Meciul se va disputa în etapa a doua a Ligii Naționale de Rugby. Întâlnirea se anunță foarte dificilă pentru jucătorii antrenați de Marian Grindei, mai ales că gălățenii
au pornit lansat în campionat, reușind să câștige în prima etapă pe terenul celor de la Știința Petroșani. De remarcat că, din această etapă, Federația Română de Rugby a completat Liga Secundă cu încă o echipă, CSA Steaua Under 23, care este de fapt satelitul echipei din Superliga. CSU Aurel Vlaicu Arad și Steaua se vor întâlni în etapa a noua, în 23 mai, pe terenul din S. Nicolae Mic. După meciul de la Galați, arădenii vor juca pe teren propriu, în Vinerea Mare, de la ora 10, cu Stejarul Buzău. Jucătorul arădean de tenis de câmp, Marius Copil, a fost eliminat din primul tur de la Rana, Israel, scor 4-6, 7-6, 2-6, după 2 ore și 37 de minute de joc, de către Radu Albot, din Republica Moldova. Turneul este dotat cu premii în valoare de $125.000. A fost cea de-a patra înfrângere suferită de Copil în fața jucătorului moldovean. El va primi pentru prezența pe tabloul principal $1.300.